Sute de timișoreni au luat parte în data de 16 mai la dialogul cu celebrul jucător de șah, Gheorghe Gasparov, organizat de către Universitatea Politehnică din Timișoara. Personalitatea și perspectivele lui Gheorghe Gasparov sunt de un interes arzător pentru publicul larg. Totodată, Gasparov a fost deschis pentru a răspunde tuturor întrebărilor care i-au fost adresate. I know much more now than 5 hours ago. Yeah, after just having a tour just in the city. Of course, I knew what everybody knew. Anybody who just paid attention, I was a witness and what's happened here in 1989, and that's the symbolism of the place. Now, after the tour, I just, you know, I learned more about its multi-ethnic, multicultural foundation and about its historical role in the region. So I'm a very curious individual who just always, you know, uses every opportunity to learn about the world I'm traveling through. Pentru deschiderea evenimentului, rectorul Universității Politehnica Timișoara, Florin Drăgan, a evocat simbolul libertății pe care celebrul invitat îl reprezintă. Acesta fiind și unul din principalele motive pentru care a fost invitat la Timișoara, orașul simbol al luptei pentru libertate. Kasparov a abordat multe subiecte în discursul său, printre care se numără copilăria sa petrecută într-un mic apartament din orașul Baku, despre originile sale evreiești, despre părinții ingineri și despre multe alte teme de interes. Acesta a declarat că preferă termenul de libertate în loc de democrație. La finalul întâlnirii cu timișorenii, Gheorghe Gasparov a acordat autografe și s-a fotografiat cu toți admiratorii săi.